Festivalul Mureșul le Apă Lină, ediția 4-a, s-a desfășurat pentru prima dată în municipiul Sighișoara, sâmbătă 23 iunie, de la orele 16. Evenimentul a fost un succes, după cum au declarat organizatorii, reunind interpreți din mai multe zone folclorice ale țării. Din cei 15 interpreți înscriși la festivalul Mureșule Apălin au rămas doar 8 participanți după preselecții. Aceștia au venit din mai multe orașe ale țării, precum Suceava, Olt, Dolj, Gorj, Brăila, Timiș, Sibiu, Alba, Sălaș, Mureș și Cluj. După concursul propus-zis, în cadrul spectacolului au urmat recitaluri extraordinare susținute de interpreții Florentina și Petre Giurgi, Ciprani Strate și Mihaela Sabău, Iliuță și Chivuța Trif și Asociația Folclorică Mugura și Tudorencelor din Brăila. Stelean Stoica, președintele juriului, ne-a oferit mai multe informații despre nivelul de pregătire al participanților acestui festival. Neașteptat de bine. Vreau să spun că e prima dată când vin la acest festival, deși este la a patra ediție. Deși este un festival mai mic acum la început, dar să știți, concurenții au făcut față ca la un festival mare. S-au prezentat foarte bine. Unii au fost chiar foarte buni și foarte, note foarte apropiate au avut. A fost și greu pentru noi să departajăm, dar mă bucur că aici, la Sighișoara, la festivalul Mureșule Apălină, se prezintă tineri care sunt interesați de tradiția și de cântecul frumos românesc. Despre motivul prezenței dumnealui aici la Sighișoara și de ce a venit tocmai din zona Jidveiului pentru a juriza acest frumos festival concurs, domnul Stelean Stoica ne-a declarat următoarele. Există două legături. În primul rând, dascălul Costea Ștefan are o stimă deosebită pentru ceea ce înseamnă cântecul frumos, autentic, și în al doilea rând, vreau să vă spun că de fapt eu sunt sighișorean. Deci eu m-am născut la Seleuș, Daneș, aici foarte aproape de Sighișoara. Deci întotdeauna eu am spus că sunt de la Sighișoara, deși destul de mulți, văzându-mă mai agitat, mai cu vorba mai rapide, m-au făcut oltean. Dar eu sunt sighișorean. Despre viitorul festivalului, dar și a celorlalte festivaluri de acest gen, domnul Stelean Stoica este încrezător că acesta se află pe mâini bune, prin implicarea oamenilor cu suflet pentru muzica populară și prin promovarea muzicii populare autentice. Ați zis foarte bine acestui gen de festival, dar chiar despre acest festival, fără să mă întrebați dumneavoastră, nu, mai înainte am afirmat că acest festival va crește foarte mult și prin interesul organizatorilor, în mod special Ștefan Costea își dorește să facă mult mai mult pentru tradiția și folclorul românesc și sunt convins că autoritățile și cei care ar putea ajuta acest festival să se ridice la un nivel național o să-i ajute și merită pentru că este și într-adevăr o zonă foarte frumoasă de unde se pot ridica foarte mulți interpreți și folclorul poate să demonstreze în continuare că e pe mâini bune.